A fost un moment foarte greu din viața mea. Am trecut cu bine peste asta. Colegii m-au ajutat foarte mult. Au fost alături de mine cât am fost în spital. Ți-a fost teamă în momentele acelea că nu o să mai poți să revii pe teren? Da, puțin mi-a fost teamă. Am avut noroc că am picat cu o doamnă doctor foarte, foarte bună, care a reușit să-mi salveze încheietura. Pentru că dacă nu reușea să fac acest lucru, eu nu mai puteam să mai continui cariera fotbalist. Cu ajutorul acesteia pot să bat out, să-mi așez mingea la lovitură liberă sau la corner, deci nu mai am nicio problemă. Și cum e să dai 11 goluri într-un meci? A fost ceva foarte, nu știu cum să zic, foarte frumos. Cum te simți când te uiți la meciul echipei mai la Petrol? Păi aproape la toate meciurile am fost copil de mingii și mă mai uit la jucătorii care joacă cu mine pe post, să le văd mișcările de joc, cum le dublează pasul, cum dă la poartă. Cel mai mult, poate, Marinescu. De ce? Păi Marinescu ține tot mijlocul la Petrolul, pasează foarte bine, ridică capul din pământ, e un jucător foarte bun. Din Europa, Lionel Messi. Da. Păi, Lionel Messi, pentru că este un jucător care marcă foarte mult, foarte bun, știe cu mingea, este foarte, foarte bun. Din Europa, Barcelona îmi place cel mai mult, pentru că pasează foarte bine și are niște jucători incredibili.